Mergem la următoarea invitată, Corina Caragea. Oameni buni, adoră călătoriile, vedem pe Instagram-ul ei. Iar ultima ei vacanță a fost în Thailanda, acolo unde a savurat și momente de răsfăț și lux exclusivist, dar și experiențe extreme. Adică s-a relaxat văzând Bangkokul de sus și, atenție, a mâncat crocodili. Nu crocodili au mâncat-o pe ea, ea a mâncat crocodili. Frumoasa Corina Caragea este acum aici cu povești și imagini inedite. Bine te-am găsit, bine te-am găsit. Am mâncat crocodil, vrei să-ți povestesc? Te rog, ia un loc aici și spunem ce gust au crocodilii. Au un gust bun, ceva între pește și pui, cam așa. Dar știi că mănânci crocodil? Da, știam, da, da. Și am zis să încerc. Cred că ai dacă te duci întreg? În... nu! Am mâncat o frigăruie. Un mușchiuleț de crocodil. Eram fipt pe o frigăruie, da. Foarte frumos. Corina Caragea, oameni buni, v-a spus că dacă intrați pe contul ei de Instagram, vedeți foarte multe fotografii postate din vacanță și fii atent că am intrat pe contul tău de Instagram și nu zic doar așa. La un care moment dintre dat, ele? Păi am intrat pe Corina Caragea și apoi povestești de celălalt cont, dar fii atent că am intrat ca să înțelegi. Și la un moment dat stăteai tu undeva, se vedea zi apa, da? Și erai într-un costum de baie alb. E adevărat? Da. Exact, și te uitai așa undeva în zare și ai zis că ai luat o pauză de liniște sau ceva, era, nu? Ceva de genul ăsta? Da. Deci intrați pe Corina Caragea, că o să vă placă fotografiile și o să vedeți locuri senzaționale din Thailand, acolo unde ai fost. Câte zile a stat? Cu totul am stat cam 2 săptămâni, am împărțit între Bangkok și Krabi. Da? În Krabi nu mai fusesem. Capitala Thailandei, haotică, murdară, poluată. Da, ai mai fost în Bangkok, am mai fost, da, dar uite că m-am întors, vezi? Deci până la urmă ți-a plăcut astea, acolo. Da, îmi place, are farmecul lui Bangkokul. Se zice că acolo pe stradă, dacă te uiți, s-ar putea să cele mai frumoase femei să fie bărbații, nu? Exact, da, asta scriam și eu pe blog ieri, că, deci m-a șocat cât de frumoase erau femeile alea, dar de fapt erau bărbați când... Dar n-aveai cum să-ți dai seama, nu, n-aveai adică cum să acolo erau... Sigur. Acolo sigur dacă te duci nu te toci singur. Da, bun. Erau bine de tot. Cred că unii s-au păcălit așa. Exact, și filmele care s-au făcut legate de poveștile de acolo. Aici ai o poză unde vedeai, cum ziceam, ceva mai devreme. Aici eram la etajul 61, într-un bar clasat în top 10 cele mai frumoase rooftop-uri din lume. Da, foarte, foarte frumos. Ăsta e crocodilul. Aici e frigăruia. Uite, una e de crocodil, una e de pui, nici nu te prinzi. Carnea e foarte fină, așa, ți-am zis ceva, între pește și pui. Și a fost bun. Să nu spui că acum poftești la un crocodil ceva, ai mai mâncat, nu? Aș mai mânca, de ce nu? Cred că dacă te duci în Thailanda și nu încerci tot felul de chestii... Te duci degeaba. Nu, chiar te duci degeaba, dar e păcat. Uite, mango sticky rice, ăsta e desertul meu preferat de la ei. Foarte, foarte bun, mango și orez. Lighioanele astea nu m-au atras. Da, arătau bine. Arătau bine, da, am zis că nu. Satai, din nou crocodilul. Da, tu spui că ai gustat și ai testat din toate, dar dacă mă uit la tine, nu te-ai îngrășat deloc, n-ai luat nici 100 de grame. M-am îngrășat un pic, acum îmi țin respirația. Când n-ai luat deloc, Corina, adică ai mâncat crocodil, crocodil, necrocodil, necrocodil, dar l-am nu s-a pus deloc. Cu legume. Cu legume. Așa se zice, știi, dacă combini carnea cu legume, nu e așa o tragedie. Uite aici, astea, fotografii pe care le pot vedea oamenii pe contul Corina Caragea, dar zic că le pot vedea și altundeva. Da, am 2 conturi de Instagram, celălalt este exclusiv pentru călătorii, I am a traveler soul. Am închiriat o astfel de barcă, doar $90 ne-a costat o zi întreagă, cu tot cu capitan, și ne-a dus dacă unde am vrut noi. Dacă te plimbai o zi întreagă prin București cu taxiul, plăteai mai mult. Da, exact. Deci unde am vrut noi. Ne place insula asta, rămânem aici, nu rămânem aici, eram la Laguna Albastră. Ce nu mi-a plăcut de această dată la Thailanda a fost aglomerație. Erau foarte mulți turiști. Eu am mai fost o dată acum 4 ani și parcă nu era în halul ăsta. Uite, peștișorii... Asta e de acum 4 ani, țopăiala asta. Eram mai tânără, eram mai în putere, vezi, țopăiam pe acolo.
A fost și ziua mea, apropo de asta. La mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. De anul nou. Da, de anul nou și am sărbătorit-o odată aici la București cu prietenii, dar și în Bangkok, unde eram singura fată din gașcă. Așa că îți dai seama că în Bangkok... Ai fost răsfățată. Am fost și răsfățată și în Bangkok am fost unde nu mă gândeam că o să ajung. În cartierul roșu, celebru pentru distracțiile de acolo. Deci a fost o zi de și nopți. Da, ne-am plimbat foarte mult cu tuk-tuk-ul de colo-colo, e o distracție pentru și turiști. Și cum te-ai distrat în cartierul distracțiilor? Îți dai seama, adică? M-am plimbat pe acolo, n-am văzut un alt. Cam ce ai văzut? Ai fost în Thailanda? Nu, n-am fost niciodată. Nu? Ping-pong show-uri, ladyboys, jucării pentru toate fanteziile. Băi, Ciucă, când e ziua ta? 4 august. Să-l trimitem, august. Da, exact. Strângem bani și te trimitem în Thailanda, în exact. Cartierul roșu. În cartierul roșu, uite ce da. Începe să zâmbească. Da, nu contează, femeie, bărbat, acolo îți găsești ceva pe placul tău. Până la urmă, prejudecăți rezolvat, asta e ideea. Da, asta e ideea. Îți găsești jumătatea. Nu contează. Da. Bun, asta a fost prima călătorie pe anul ăsta. Prima călătorie pe anul ăsta. Mi-ar plăcea să ajung în America de Sud anul acesta. În sfârșit e un vis vechi de-al meu. Să vedem dacă se îndeplinește. Și avem euro la vară, aici la ProTV. Așa că avem treabă. Deci în vară mai deci puțin după cu euro. Plecare, dar după aia. După da? Euro și să sperăm că o să fie și România acolo. Dacă e și România deja e, o să fie senzațional. Sincer, crezi că o să fie România la euro? Da. Nu ce ne dorim. Da, păi trebuie să sperăm, cum să nu. În martie vedem la ProTV și să-i purtăm noroc. Exact, speranța naționale. Ne moare ultima. Da, oameni exact. Buni, ea este frumoasa Corina Caragea. Ați aflat că toate fotografiile le găsiți și pe contul ei Corina Caragea, dar și pe acest cont de Instagram special pentru călătorii, nu? Și pe blogul meu, voi posta și pe YouTube. Pe blog cum e? Tot Corina Caragea? corinacaragea.ro. Perfect. Da. Ne bucurăm de fiecare dată când vii la noi la emisiune. Mulțumesc, și te mai așteptăm și cu imagini. Data viitoare poate ne-am și nouă o bucățică mică de crocodil. Un pic așa acolo. Gata, așa fac, să trăiți. Îl pui în geantă, perfect. Mulțumim. În geantă? Nu îl vreau geantă, îl vreau nu, în geantă, da, o bucățică în șervețel și pentru noi la București. Îți mulțumim da, exact. Mult de tot și să ai bată și un an minunat. Mulțumesc. Și să știi că arată foarte bine bronzul ăsta din Thailanda. Da. Îți recomand și ție Thailanda, ia-o pe Andra. Exact, două săptămâni, nu? Două săptămâni, da, două săptămâni. Păi dacă plec vineri, nu pot să mă întorc să ajung la emisiune. Da, mulțumim mult de tot, City Corina. Break. Și multă baftă. Ciucă, eu zic să mai afli detalii despre excursiile Corinei Caragea, da? Vino, Corina. Mulțumim mult de tot. Ea este Corina Caragea, oameni buni, e colega noastră frumoasă de la știrile din sport. Mulțumesc, mulțumim, și vă Corina. Că urmează o altă destinație senzațională, singura exotică în care eu m-aș duce oricând. Unde? Și în weekend acum. Te referi la Andreea Marin care a da, fost în Bali? În Bali. E preferata mea, Bali. O invidiez. Perfect. Hai că vedem poze și abia cu Andreea Marin. Să văd ce a făcut. Mulțumim mult de tot, Corina.